Este aproape ora 10, iar Lara, care în scurt timp va începe bursa locurilor de muncă, este o acțiune organizată de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița, la solicitarea oamenilor din această zonă care își doresc să muncească. Sunt puse la bătaie locuri pentru cei cu studii superioare, dar și posturi pentru muncitorii calificați, în special pentru tâmplari. La bursa locurilor de muncă organizată la Răcari am întâlnit două tabere, șomerii disperați să se angajeze și cei care ar vrea să muncească și nu prea. Unii dintre dâmbovițeni sunt de fapt asistați social și unicul motiv pentru care s-au aflat la bursa a fost să iau ștampile de la angajatori, că de fapt nu îi angajează. Potrivit legii, cei care primesc venitul minim garantat trebuie să demonstreze că nu-și găsesc de muncă. Realitatea este că unii nu vor să muncească și nu duc lipsă nici de bani, de exemplu cei care trăiesc din fabricarea cazanelor. Păi da, cu fiare, cu cazane de aramă, cu... Și dumneavoastră nu puteți să vă mai întrețineți din meșteșugul ăsta? Nu, cu asta nu las meseria mea. Asta e meseria mea. Depinde dacă e client, faci treabă. Dacă nu e client, mai pic după un fier, după ăsta, mai faci un ban acolo, să mănâncă copiii, familia. Și atunci de ce ați venit la bord? Și pui o stampile, ele la aici. Și nu știu de ce m-a trimat aici astăzi. Beneficiați de șomaj? Da. De tu... 9 ani, atâta, că m-am însurat cu nevastă mea. Și 9 ani, luați șomaj? Da, 9 ani. Nu e ajutor social? Ajutor social, da, 380.000. Și nu vi-e frică că vi se taie acel ajutor social? Dumnezeu e mare, ce-o fi? Vă descurcați și fără el? Mă descurc și fără el. Tot cu cazare, tot cu fărașă, tot cu ăștia. Alții strâmbă din nas în fața patronilor, ba că nu vor navetă, ba că este salariul prea mic. Pentru 1.000 de lei pe lună nici nu ies din casă, i-a spus un dâmbovițean unui patron, venit la bursă cu oferta de muncă. Am înțeles, da. Problema e că distanța e mare și să merg cu bicicleta până acolo. Să mă oferiți un salariu de 10 milioane, asta... mai bine stau acasă. Mă gândesc că este și distanța mai mare, dar dacă vrei să muncești, cred că nu contează chiar atât de mult distanța. Am întâlnit însă și dâmbovițeni care spun că sunt dispuși să lucreze orice și pe bani puțini. Este și cazul unui băiat care nu a ajuns nici măcar la vârsta majoratului. Nu mai vorbim despre cei trecuți de 45 de ani, care sunt dispuși să facă naveta 10 de kilometri zilnic, numai să aibă ce să le pună copiilor pe masă. La 17 ani vrei să muncești? Da. Ce dacă vrei tu să muncești? Orice, nu contează. Lucrează foarte mult cărcărie. Muncă fizică. Muncă fizică, nicio problemă, de asta nu mă teamă. Dacă nu, da, fetiță. O fetiță să lucrească. Mulțumesc să rămână. Locuri de muncă pentru conducători auto, pentru mecanici auto. 77 de locuri de muncă plus joburi în domeniul asigurărilor au fost puse la bătaie la bursa organizată de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița, în Răcari. 160 de șomeri au luat parte la bursă, iar peste jumătate dintre ei au fost selectați în vederea angajării. Conducerea agenției susține că efectele bursei se vor vedea în perioada următoare. Dacă un localnic reușește să se angajeze, acesta cu siguranță va mai aduce un CV din partea unui prieten care nu are un loc de muncă sau chiar va veni la firmă cu vecinul de mână pentru a se angaja și acesta. Constatat că doresc să angajeze, dar de fiecare dată îmi se spune, domnule, persoane vin la mine, nu vreau să ne trimiteți, stau 3 zile și după care pleacă. Sunt și astfel de cazuri. Cert este că multor dâmbovițeni din sudul județului le lipsește și curajul de a participa la un interviu. Cu greu au reușit să se așeze în fața patronilor și să spună că doresc un post. Unii au pășit cu stângul încă de la intrarea în sală.